Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou episod din Stoneblock. Gazda voastră, ca de obicei, Puf, prezentă la datorie să vă înveselească ziua. Dragilor, astăzi o să ne apucăm de niște chestii interesante, pentru că ne-am săturat de tot maldamul ăsta de aici. Un micuț progress update asupra chestii astea. Mă scuzați. Well, here it is. The big hole, the big gaură, după ce am explodat din ea și așa mai departe. Și aveam niște chestiuțe. Whoop. What happened there? A fost un micuț drop frame acolo sau ceva, nu știu, s-a blocat jocul. Avem chestia asta luminată cu astea, cu Feral Flare Lantern-urile din Torchmaster. Și astea, încet, încet, cu treabă bună, luminează o zonă din ce în ce mai mare. Ceea ce e super, pentru că nu trebuie să folosim foarte multe. Nici nu cred că trebuia să folosesc atâtea. Probabil doar asta de sus și cu aia de jos, sau doar astea patru, erau îndeajuns ca să lumineze toată zona asta, dacă stau bine să mă gândesc. Dar, hei, acum, ce știu eu? Le-am pus acolo și practic astea șase Feral Lantern-uri luminează toată zona asta de aici, alea plus ce am pe acolo. Mare lucru n-ar fi să-mi lumineze până și în asta, cum îi zice, în, nu, până aici nu vine. Am și una aici ca să nu mai am treabă cu atâtea torțe și atâtea nebunii pe aici. So, astăzi ne apucăm frumușel și încet încet de treabă bună. The Refine Storage, nu mai știu să vorbește limba română, se întâmplă ceva cu mine astăzi. E de dimineață și după ce filmez un picuț pe aici o să trebuiască să merg la muncă, ceea ce e plictisitor. It's boring. It's boring să te duci la lucră, la muncă. Bun, hai să ne apucăm de Refine Storage-ul nostru. Avem și quest-uri aici cu Refine Storage-ul, dacă mergem un picuț la Storage, așa. Trebuie să facem prima dată un controller, după care un processor, după care disk drive-ul, toate discurile. Noi avem deja o grămadă de astea de 64, dar na, o să le facem pe toate astea ca să obținem, cum îi zice, achievement-urile. Prostiuțele astea, ce ne trebuie aici? Un crafting grid, un security manager. Habar n-am ce face asta. Așa, wireless grid-ul și crafting grid-ul și un crafter. Partea nasoală este... Înainte, aveai ceva lucruri în Refine Storage, în genul cum ai și aici, inscriberul ăsta. Aveai ceva și în Refine Storage, dacă țin eu bine minte, care te lăsa să faci procesoare din astea. Acum, ca să faci procesoarele astea, îți trebuie un cutting tool, să faci un cut basic processor și din ăla prăjit îți dă un procesor normal și pentru aia îți trebuie cut silicon. Ata noroc avem că avem o tonă de silicon. Pentru că avem aici niște plante. Am avut niște plante. Și cred că o să ne... Am aici o tonă deja de chestiuțe din astea. Deci cred că o să ne mutăm înapoi la Silicon Seeds și la Quartz Enriched Iron Seeds. Pentru că de astea o să avem nevoie. Acum că ne-am tot apucat de nebunia asta. Ok, pe voi vă punem aici. Super. Și Quartz Enriched Iron aveam aici, de să luăm un picuț și de asta. Ne trebuia parcă două bețe, dacă țin eu bine minte. Și trebuie să facem cutting tool-ul ăsta prima dată. Îs curios dacă ăsta își pierde din durabilitate. Deși nu pare, că nu văd să aibă durabilitate cum au astea, spre exemplu. Sau, nu știu niciodată. Și acum, ca să facem noi prostiuța asta, machine casing-ul, ne trebuie odată, așa, ne trebuie un machine casing. Și ne trebuie un advanced processor. Și trebuie să facem chestiuța asta. Hai să facem cât mai multe din astea. Nu pot să fac mai multe de ta. A, uite, are durabilitate 17. Mă, asta e un picuț nasol că are durabilitate. Bine, nu e o problemă, că mie oricum cred că mi se... Cred că o să mi se încarce durabilitatea. Sper. Nu, apare, nu, se încarcă. Dar, sau? Dar ideea e în felul următor. Dacă noi vrem să... Diamant și redstone. Bun, ia să vedem. Redstone, 1-2. Și diamante, 1-2. Dacă noi vrem
să automatizăm toată chestia asta cu creatul de procesoare, o să trebuiască să facem și un cutting tool din asta în continuu, să totul facem, să-l facem, să-l facem, să-l facem. Ceea ce e un picuț stresant și enervant. Bun, ne trebuie o prostiuță din asta. Asta pus în asta. There we go. Nu am vrut să folosesc prostia asta, că n-ai rost să folosești un bloc de să întreg de un cold coke din asta pentru... And we has a winner. Quest complete. Thank you. Very well. Bun. This drive-ul pentru... ne trebuie... What the heck? Ne trebuie un shulker box pentru chestia asta? Back. Și pe voi cum vă obțin? Hold the mob in stasis. Ok. Știu că aveam eu pe aici o grămadă de prostiuțe din astea. Așa. Solve vial cu shulker. Și ăsta putem să-l folosim să facem un spawner. Bine, dar cum faci rost de un broken spawner prin asta? Asta cred că trebuie să mergem să spargem un spawner undeva prin end sau whatever. Deci nu mă așteptam să-mi trebuiască un... Wait, what? Stai așa, stai, că ceva nu e în regulă. Deci putem să folosim fie un shulker box, fie un cufăr simplu. This is fucking stupid. Adică, și eu m-am panicat aici, mi-a luat panică că trebuie neapărat să-mi fac un shulker box, când colo puteam să folosesc orice amarul meu de chestie din aia, de cufăr, de treabă, de socoteală, de whatnot. Jesus, mi-a luat aici panica, aiurea. Treci încoace. Pac, pac, și avem disk drive-ul. Hello, achievement? Trebuie să-l țin în mână neapărat. Oh, processors. Ah, trebuie să faci câte unul din fiecare prima dată și după aia să faci disk drive-ul. Holy smoly, smoly. Ce procesoare mai avem pe aici? Cut basic processor. Ok, astea simple de făcut. Doar că trebuie fier. Cred că îmi trebuie fier și aur. Fier și aur. Bun. Basic. Pac. Te avem și pe tine. Și tu. Pac. Și te avem și pe tine. Just for the fun of it. Ok, și am terminat și cu quest-ul ăsta. Și ar trebui să termin și cu quest-ul ăsta. Ok, back. Ăsta e completed. Bun, și acum... Astea, hai să vedem... Cum am eu zis și de chestia aia. Hai să vedem cât de greu e de făcut, totuși. 1K storage disk. Ok, ne trebuie storage housing. Care e chiar așa de greu de făcut. Și pe urmă să ne trebuiască storage parturi. Ok. Asta cel mai probabil o să le fac eu off-camera, pentru că e foarte, foarte mult crafting și nu cred că are rost să ne să ne omorâm cu astea. O să le fac eu off-camera frumușel și ne vedem treaba în continuare, simplu, fără nicio problemă. Crafting grid nu cred că e chiar așa de greu de făcut, unești. Ne trebuie un grid simplu. Ok. Distraction core? What the heck is this though? Basic processor cu nether quartz. Facem noi treabă de genul ăsta până una alta. Uite așa. Ok, avem și nether quartz aici. Și ce ne mai trebuia pentru ăsta? Ne trebuie sticlă. Ceea ce am aici. Așa, să am toate itemele la mine, să nu trebuiască să-mi tot bat capul cu... Bun, de tine avem nevoie odată. După aceea avem nevoie de un construction core care se face cu glowstone. Glowstone care cel mai probabil am pe aici undeva o bucățică, cred că mi-ajunge. Pac, pac, pac. Și avem ăsta. Îți lipsește prostia asta. Destul de enervantă toată schema asta. Bă, porcule, pleacă de aici. Ok. Și acum ce ne mai trebuie? Ne trebuie un improved processor și încă un improved processor.
Aia înseamnă că... Pac, ne trebuie două din astea. Chiar credeam că scap și mi le pune pe amândouă acolo, dar văd că nu. Nu ne-a ieșit paciența. Bun, și avem un grid. Oh, mai aveam un improved processor. Blană. Ok, și pentru crafting grid ne trebuie un advanced processor și un crafting table. Ok, crafting table, bam. Și un advanced processor, ăsta iarăși e destul de easy de făcut. E foarte, foarte mult crafting, guys. Aia e toată partea nasoală. Da, de îndată ce reușești să faci treaba asta, nu cred că mai are rost să-ți mai bați capul cu nebunii de genul ăsta. Bam, și avem și crafting grid-ul. Ce mai avem pe aici de făcut? Ok, avem de făcut un crafter și un security manager. Așa, the security manager is a block that can store security cards. From its GUI, you can configure what permissions each player that is bound with a security card has. Oh, ma, din moment ce singur aici, nu cred că o să am nevoie vreodată de el, dar bănuiesc că trebuie să-l facem și pe ăla pentru quest. So, we need a crafter odată. Advanced processor, advanced processor, construction core și destruction core. So, aia înseamnă că avem nevoie de chestia asta de două ori. Bun. Și uite că rămânem încet încet și fără silicon. Și ne trebuia, unde ești? Pam, advanced processor. Asta e din diamant. Bun, și încă unul. Și vă punem aici. Ok. Glowstone, nu mai trebuie glowstone. Pe unde mai am eu glowstone? A, uite aici. Perfect. Bam. Și ne trebuie un construction core și un destruction core. Ok. Pac. A, asta iarăși nu-i mare lucru de făcut. Bam. Și avem un crafter. Și acum, practic, dacă stau bine să mă gândesc, aici trebuie să facem un, nu fluid, un pattern grid, așa. Și crafting grid-ul l-am făcut, grid-ul simplu nu prea ne interesează că nu avem ce să facem cu el. Ne trebuie să facem un pattern grid. Cred că pot să fac treaba în felul următor deja. Pot să iau o chestie de asta, bam. Da, și să-i dau direct curent. Pardon. Pot să iau câteva chestiuțe de astea de pe aici și să le stochez aici, uite așa frumușel. Îmi place cum arată aici, știi? Că arată foarte mișto. Îți arată din prima, pac, bă, vezi că ai, știi, pam, pam, pam. Ai drive-uri, ai chestii. Bun, și astea cred că pot să le bag aici încet, încet cu treabă bună. Ca să ne folosim de ele. Și trebuie să facem un pattern grid. Bun, ne trebuie un grid din nou. Ia să vedem. Dacă facem treaba asta, cred că și piatra putem să băgăm acolo și asta. Super. Și trebuie să facem un grid. Uite așa. Ok. Și sticlă avem acolo. Ne trebuie două din astea. What? S-o dus ăla pe plută? Jesus. Hai să băgăm și un stack de beți acolo. De bețe. De beță. Beță, beță. Un stack de beță. Pam, pam. Și trece acolo. So, ziceam că ne trebuie două din astea. Una, două. Uite așa. Ok, ce ne mai trebuie? Și unul din ăsta, că unul avem deja. Blană, le punem peste aici, să-și facă treaba. Le băgăm înapoi. Și ne trebuie unul din ăsta. Unul din ăsta. Și putem să facem gridul. Și acum pentru pattern grid o să avem nevoie de un advanced processor.
E atât de enervantă treaba asta, mă jur. But hey. Așa. Și ne trebuie un pattern. Cel mai am redstone. Blana. 1, 2, 3, 4, 5. Hai odată. Hai mă, bă că n-ar vrea, mă. Mă, că nu ar vrea. Treci acolo. Bun, și avem chestia asta și putem să facem pattern grid-ul ăsta. Zap. Ok, ăsta putem să-l punem aici, spre exemplu. Și... ce-mi place aici, că arată toate chestiile care sunt conectate la el. Ok, și vreau mai multe pattern-uri. Unde sunteți voi pattern-urilor? Uite aici, pac. Și bam. 1, 2, 3, 4, 5... Ia să vedem. Ne trebuie o dată așa. Ne trebuie unul pentru ăsta. Pentru ăsta. Deci sunt una, două, trei. Bun. Patru pentru ăla de silicon. Super. Și cinci pentru, pentru cutting tool. Așa. Șase, șapte ar fi... Ce nu mai am sticlă? Șasele și șaptele ar fi pentru... Cum îi spune... O să vă arăt imediat. Bun. Și acum dacă luăm noi astea șapte aici așa. Ok. Și facem ăsta așa și dăm să-l facă perfect. Și dăm pe ăsta și pe ăsta și dăm așa. Perfect. Avem și ăsta. După care facem pe ups pe ăsta și apoi pe ăsta și apoi facem ăsta advanced. Blană. Na, și acum putem să vedem la ce le folosim pe astea. Bun, le folosim la prostia asta și apoi la ce le mai folosim. Le folosim să facem chestia asta. Așa. Și chestia asta. Bun, și acum putem să ne loadăm că avem pattern-urile pentru niște chestiuțe aici. Și putem să le punem ceva în genul ăsta. Știu 100% că poți automatiza cumva fie cu un alloy smelter sau cu orice altă chestie, poți să automatizezi chestiile astea să se și prăjească automat, ceea ce e foarte, foarte bine, dar ia să vedem, rest of mod, nu, ignore display normal, sort, ceva de genul, cred că, sau descending, dar cred că poți să le pui cumva... Only craftables normal, da. Și hai să punem descending ca să vedem alea care sunt craftable prima dată. Așa, acum dacă mai avem noi nevoie, de exemplu, vrem să facem chestiuța asta. Și ne trebuie, holy fucking Christ. Chiar vrem să facem oare asta? Mă rog, hai să o facem pentru... Bun, cred că și asta merge cu un de la... Uite, și ăsta am putea să-l facem automat. Să ne-l dea. Dar nu cred că am nevoie de el deocamdată automat. Bun. Un cufăr pot să fac 100% fără să-mi bat capul cu voi prea tare. Super. Na, și acum trecem pe partea asta, la prostia asta. Advanced Processors, pac. Ne trebuie, ia stai să vedem. Unde ești? 1, 2, 3. Deci ne trebuie 3 Advanced Processors. Bam. Sau, nu, stai. Nu, așa vreau să-l fac. Advanced Processor. Cut Advanced Processor. Vrem 3. Start. Start. Și el le craftează automat. Pentru că e, bă, serios, dar nu folosește ăsta. De fiecare dată face altul. That's not good. That's not freaking good. Trebuie să vedem cum naiba facem noi chestia aia să meargă cum vreau eu. Pentru că dacă de fiecare dată el îmi folosește alta... Atunci nu-i prea bine. Ia să vedem. Dacă facem asta și dăm așa, pot să-i dau ori directory sau... Trebuie să mă uit să mă interesez, să vedem cum naiba pot să fac să-mi folosească și chestiuțele astea, chiar dacă... Ia să vedem, dacă te punem pe tine înapoi aici.
Și facem chestia asta și asta. Și dau pe Ore Directory, pac. Sunt curios dacă o să-mi folosească. Da, să vedem. Tu și tu și tu. Deci și de voi am nevoie să faceți același lucru. Ore Directory. Bun, și tu ești din asta. Pac. Nu. De fapt, ba, uite că era pusă cu Ore Directory. Bam, bam, bam. Sper să-mi folosească astea care sunt deja folosite. Că, pana mea, adică n-are rost. De fiecare dată consum niște Enriched Quartz Iron din asta și nu se merită. Bun. Și din astea îmi trebuie 6. Aia înseamnă că îmi trebuie 6 Advanced Processuri din astea, nu? Dacă bine am calculat eu. 3 din astea. Ba, 3 ori 2 îi 6, nu? Dacă bine țin eu minte, că sunt câte două bucăți la fiecare. Și aia înseamnă 6 prostiuțe din alea. Deci, unești craft. 6. Start. Tu, uite, îmi zice că am două available. Ăla e, bă, băiatule, și le folosește direct pe alea. Nu trebuie să mai... nu mai craftează încă unul, ceea ce atât. Deci trebuie să le pui cu Ore Directory. Dacă pui chestiile alea cu Ore Directory, practic le folosește direct pe alea. Și am văzut că îmi trebuie hârtie, ceea ce am aici. Am putea să mai luăm toată sticla asta de aici și să o folosim direct. Pam, pam, pam. Și mergem aici, mergem aici. Astea îmi trebuie. Odată, pac, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nu mai am erici quartz. Aia nu e o problemă. Avem aici destul. Bam, bam. Și pe tine putem să te punem aici. Deci avem 3, 4, 5, 6. Ups. Din astea îmi trebuie 1, 2, 3. Și tu. Și am făcut și quest-ul ăsta. Și prosiuța asta deocamdată nu prea mă ajută cu mare lucru, așa că nu o să o țin. Hai să vedem ce ne-a dat din bucățelele astea de questuri. Ok, ia, pac, claim, 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 claim și ție, claim și ție, claim și ție. Growth crystal, ok. Să zicem că e ok de ceva. A, iară prostiuțe din astea, mă. Pune-le acolo, că nu o să le folosim probabil niciodată. Ups, de voi am nevoie. Chance cube-uri, ok. Încă niște upgrade-uri. Nature core. Mă, ăsta dacă îl puneai pe jos, nu crea natură cum ar veni prin jurul lui sau ceva de genul ăla? Dacă bine țin eu minte. Și lithium dust. Well. Ok. Dacă țin eu bine minte, ăsta nu crea natură în jurul lui pe unde îl puneai. Și atunci nu ar fi mișto dacă l-aș pune eu cumva undeva pe aici, să vedem dacă își face el treaba. Ia să vedem, te punem, ce zici tu dacă te punem aici? Uite așa. Și să zicem că mai punem încă unul aici. Dacă ține o mie minte din alte modpack-uri pe care le-am mai jucat, ăsta parcă dacă îl punea pe jos, se apuca el și crea copaci și chestii și trestii și prostiuțe de genul ăla. Pe unde îl puneai, pe acolo el se apuca și își făcea de cap cu partea naturală a Minecraft-ului, ca să zicem așa. Ceva în genul ăsta, mă gândesc eu, și mai am încă 4 bucățele, o să le păstrăm în caz de orice. O să te lăsăm pe tine să-ți faci treaba aici, să vedem. Ba, uite, uite. Pac, direct, o bucățică de... O bucățică de leaves. O frunză. Au apărut niște frunze acolo. Super, păi îl lăsăm pe ăla să-și facă treaba, să vedem dacă funcționește cum trebuie. Și ar fi mișto, ar fi mișto. Deci ăla practic o să creează, dacă prinde mai multe nature core-uri din astea, să vedem. Avem un recipe pentru el? Nu. Use. Ne zice numai că putem să vopsim blocuri cu el. Ceea ce noi nu știu cât de folositor deocamdată. So, ia. Ce aș putea să fac? Iau, hai să iau niște chestii de pe aici, de care o să mă folosesc mai des. Și să le punem practic în crafting grid-ul ăsta nostru. Uite așa. Bun. Și acum, da, am zis că o să mă apuc de chestiile astea off camera. Și
cred că o să luăm noi o mică pauză aici. Și da, uite că s-a deja începe să-și facă treaba pe aici. Pac, mai apare câte un câte o bucățică de lemn, mai apare câte o chestiuță, mai... o să fie super, o să fie super. Cred că o să luăm o mică pauză aici și o să încerc să construiesc o mică platformă, măcar cât să ne aducem sistemul aici. Măcar atât.